Mă numesc Tudor Pop și vă urez un bun venit la seria de mesaje Dumnezeu care te vindecă. În această serie de mesaje urmărim cu atenție vindecările pe care Iisus le-a făcut cât timp a fost pe acest pământ. Cu scopul de a sustrage principii despre vindecare, că atunci când trebuie să ne rugăm pentru vindecare, fie pentru noi, fie pentru altcineva, să știm cum să procedăm. Vă asigur că nu la întâmplare a ales Duhul Sfânt să ne lase înscris minunile despre care citim în Evangheliile după Matei, Marcu, Luca și Ioan. Așadar, în episodul de astăzi vom încerca să găsim un răspuns la întrebarea: de ce nu sunt vindecați toți oamenii când ne rugăm pentru vindecare? Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Această întâmplare are loc imediat după ce Iisus coboară de la schimbarea la față. Iisus e întâmpinat de un tată al cărui băiat suferă de ce se pare a fi epilepsie sau cel puțin ceva foarte asemănător. Motivul pentru care acel copil suferea de epilepsie era pentru că un duh rău era în el. Ne amintim că am citit în Matei capitolul 10 că Iisus a dat autoritate ucenicilor să vindece orice fel de boală și să scoată orice fel de dragi din oameni. Deci ucenicii aveau puterea și autoritatea să-l vindece pe acest băiat, dar totuși n-au putut să-l vindece. E foarte important de subliniat faptul că doar pentru că nu se întâmplă nimic când te rogi, aceasta nu înseamnă că nu e voia lui Dumnezeu ca tu să ai lucrul pentru care te rogi. Majoritatea credincioșilor deduc că nu e voia lui Dumnezeu ca cineva să fie vindecat doar pentru că atunci când ei s-au rugat, nu s-a întâmplat nimic. Nu poți deduce voia lui Dumnezeu în urma faptului că nu primești un răspuns la rugăciunea ta. Aceasta pentru că noi nu primim de la Dumnezeu un acord cu puterea și voia Lui, ci un acord cu credința noastră. Și deoarece credința începe acolo unde voia lui Dumnezeu e cunoscută, noi trebuie să aflăm care e voia lui Dumnezeu înainte să ne rugăm, nu după, așa cum practică majoritatea astăzi. Înainte de a ne ruga, trebuie să știm dacă lucrul pe care urmează să-l cerem e după voia lui Dumnezeu sau nu. Nu după ce ne rugăm aflăm care e voia lui Dumnezeu, ci înainte de a ne ruga. Țineți minte acest principiu, fiindcă e foarte, foarte important. Ce ar răspunde astăzi teologii la întrebarea de ce nu au putut ucenicii să-l vindece pe acest băiat? Sau care spun astăzi credincioșii de rând că e motivul pentru care nu sunt vindecați cei bolnavi când un credincios se roagă pentru vindecarea lor? În primul rând ar spune că nu e voia lui Dumnezeu ca el să fie vindecat. Lucru care nu e deloc adevărat, fiindcă vom vedea în continuare că Iisus îl vindecă pe acest băiat. Un alt motiv ar fi că e păcat în viața acelei familii și până ce nu e mărturisit Dumnezeu, nu poate să vindece. Și această teorie cade deoarece Iisus nu-i cere nici tatălui și nici băiatului să-și mărturisească păcatele. De fapt, Iisus nu a cerut niciodată cuiva să-și mărturisească păcatele înainte de a-l vindeca. Un alt motiv, spun unii, ar fi că Dumnezeu îl pedepsește pe băiat pentru un păcat.
Nici acest lucru nu poate fi adevărat, deoarece cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iisus a venit și a vindecat pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, nu de Dumnezeu. Acest băiat era apăsat de diavolul, nu pedepsit de Dumnezeu. Un alt motiv pentru care Dumnezeu nu ar vindeca, spun unii, e că cei ce se roagă nu sunt unși ca să facă acest lucru. Și această teorie cade, fiindcă ucenicii au fost împuterniciți să vindece orice fel de boală și să scoată orice fel de drac. Și totuși n-au putut să-l vindece pe acest băiat. Haideți să dăm la o parte părerile oamenilor și să vedem ce ne răspunde Iisus la această întrebare. O, neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl copilului, câte vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar, dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Dacă Iisus a mustrat neamul din acea vreme ca fiind necredincios, oare care e părerea lui față de neamul de astăzi? Spun aceasta fiindcă necredința îl irită pe Dumnezeu. De aceea ne spune cuvântul lui Dumnezeu că fără credință e imposibil să fim pe placul lui Dumnezeu. Însă lucrul pe care doresc să subliniez e că după ce tatăl băiatului spune lui Iisus că ucenicii n-au putut să-l vindece pe băiat, Iisus imediat pune accentul pe credința acestora și nu pe voia lui Dumnezeu. Iisus nu menționează păcatul sau pedeapsa pentru păcat, ci doar credința. Și vă rog să fiți foarte atenți la această întâmplare, la faptul că singurul impediment ca acel băiat să fie vindecat a fost credința celor ce se roagă. Nimic altceva. Iisus a spus tatălui băiatului că singurul lucru de care e nevoie ca băiatul să fie vindecat este credința. Nu mărturisirea păcatelor, nu ungerea pe care o primește la niște oameni, ci o credință autentică. Îmi amintesc când eram pe stradă și m-a rugat pentru un băiat care suferea de o durere cronică de spate. După ce m-am rugat pentru el și a fost vindecat, m-a întrebat cum poate ca și el să facă acest lucru pentru alții. I-am spus că trebuie să creadă. Însă a fost nevoie să adaug că trebuie să creadă și să-și încreadă viața în mâinile lui Iisus Hristos și de-abia apoi va putea face acest lucru. Ca să te împotrivești diavolului, mai întâi trebuie să te supui lui Dumnezeu. Cu aceasta vreau să spun că oricine crede că Iisus Hristos a venit ca om pe pământ, murind pentru păcatele noastre, după care a înviat ca să fim socotiți neprihăniți, primește automat autoritatea asupra oricărei boli sau lucrări demonice. Dacă tu crezi în Iisus Hristos și a declarat public acest lucru, ai dreptul de a te ruga pentru orice fel de boală. E nevoie să crezi așa cum a spus Iisus tatălui acelui băiat. Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Aceasta este o rugăciune autentică din partea unui om care nu joacă teatru cu Dumnezeu. Ce spune acest bărbat e că ar vrea să creadă, dar nu știe cum să creadă. Acest lucru denotă o dependență totală de Iisus Hristos. Așa ar trebui să facem și noi astăzi. În loc să inventăm tot felul de motive pentru care bolnavii nu sunt vindecați în bisericile noastre, am putea mai bine să ne rugăm lui Dumnezeu recunoscându-i că nu știm cum să credem pentru vindecare. Iar motivul pentru care biserica nu știe cum să creadă e pentru că este învățată greșit. Deoarece credința vine în urma auzirii cuvântului, atunci când cuvântul e predicat greșit,
nu poți crește în credință. Și care e soluția? Să dăm la o parte minciunile care ni s-au spus că Dumnezeu nu vrea să ne vindece și să ne uităm în cuvântul Său, lăsându-ne convinși că Dumnezeu e Cel care ne vindecă. Nu Cel care vindecă din când în când. Rezultatele din viața noastră nu reprezintă întotdeauna voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceasta pentru că Dumnezeu ne-a dat nouă responsabilitatea de a trăi prin credință. Nu contează cât se roagă pentru tine și tot nu ești vindecat. Nu înseamnă că nu e voia lui Dumnezeu ca tu să nu fii vindecat. Înseamnă doar că suntem un neam de necredincioși și ar trebui să ne pocăim. Nu contează cât s-au rugat pentru tine și tu nu ai fost vindecat. Nu-L abandona pe Dumnezeu. Oamenii sunt limitați și se luptă cu necredința. Cu Dumnezeu însă toate lucrurile sunt posibile. Dacă ești sincer cu tine și cu Dumnezeu, El te va ajuta să umbli prin credința care îți va aduce răspuns la rugăciunea ta. Iisus a certat dracul care a ieșit din el. Și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Un credincios nu ar trebui să aibă niciun fel de frică față de un duh necurat. Aceasta pentru că fiecare persoană care a fost născută din nou a primit dreptul să se împotrivească diavolului în numele lui Iisus Hristos. Când citești o întâmplare în care Iisus vindeca pe cineva, nu te identifica doar cu acel bolnav, dar și cu Iisus, care vindeca pe acei bolnavi. Aceasta pentru că ești un ucenic al lui Hristos. Ai dreptul să folosești numele lui Iisus Hristos. Însă avem nevoie în același timp de călăuzirea Duhului Sfânt pentru a ști cum să acționăm în fiecare situație. Am mai vorbit despre faptul că cei credincioși apelează la tot felul de metode ca să se roage pentru bolnavi. Uitându-ne în viața lui Iisus Hristos, vedem că nu avea anumită metodă pe care o aplica la fiecare problemă, ci acționa într-un mod unic de la caz la caz. Aceasta pentru că fiecare boală trebuie tratată diferit, fiindcă sursa ei e de obicei una diferită. Dacă nu învățăm să devenim sensibili la vocea Duhului Sfânt, atunci când vrem să ne rugăm pentru cineva bolnav, ne va fi foarte greu să vedem minuni în mod constant. Și acum urmează întrebarea pe care și-o pune fiecare credincios atunci când se roagă și nu se întâmplă nimic. Atunci, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte, noi de ce n-am putut să-L scoatem? Răspunsul lui Iisus e unul foarte simplu. Din pricina puținei voastre credințe, i-a zis Iisus. Adevărat vă spun că, dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Credința a fost singura barieră între ucenicii vindecarea acelui băiat. De ce nu au avut ucenicii credință în acest caz, nu ni se spune. Tot ce ni se spune e că din pricina necredinței acel băiat nu a fost vindecat. Nu pentru că avea păcat în viața lui sau pentru că era pedepsit de Dumnezeu. Iisus însă mai face o ultimă afirmație. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și post. Dacă motivul pentru care ucenicii n-au putut să-L vindece pe acest băiat era pentru că nu s-au rugat, sau n-au postit destul, atunci Iisus nu ar mai fi trebuit să le vorbească despre credință. Motivul pentru care Iisus menționează rugăciunea și postul e pentru că un credincios care vrea să fie plin de credință trebuie să practice postul și rugăciunea. Aceste lucruri ar trebui să facă parte din viața fiecărui credincios care vrea să-L urmeze pe Iisus Hristos în fapte și vorbe. Vindecarea însă nu e niciodată condiționată de faptele cuiva, ci doar de credința cuiva. Dumnezeu nu ne vindecă răsplătind faptul că ne-am rugat și am postit,
Cine vindecă doar atunci când crede. Nu vă uitați la rugăciunea pentru vindecare ca la o metodă de a-L face pe Dumnezeu să ne dea vindecare, ci gândiți-vă la rugăciunea pentru vindecare ca la o cheie care deschide ușa lui Dumnezeu ca să vină în viața noastră și să ne vindece. Așadar, nu vă mai lăsați amăgiți de tot felul de învățături care vă spun că Dumnezeu nu vrea să vă vindece, ci credeți că slujiți unui Dumnezeu care vă vindecă. Credeți și primiți. Mă rog ca ochii inimii să vi se deschidă, ca să pricepeți că slujim unui Dumnezeu care vrea să ne vindece atunci când ne rugăm. Sunteți binecuvântați!